România nu scapă de atacurile cibernetice apărute în contextul războiului din Ucraina. Site-uri guvernamentale, pagini ale instituțiilor din energie sau sănătate sunt câteva dintre țintele atacurilor, potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică din țara noastră. Cu aceleași probleme se confruntă și aliații din statele membre ale Uniunii Europene sau NATO. Directorul Național de Securitate Cibernetică a identificat și documentat o serie de atacuri cibernetice împotriva infrastructurilor din România, precum și a aliaților din state membre ale Uniunii Europene sau NATO în contextul războiului din Ucraina. Continuă seria de atacuri de tip DDoS lansate fără discriminare asupra unor site-uri web românești, atacuri motivate în principal de acțiunile de sprijin ale României pentru Ucraina. Atacurile au obiectivul de a indisponibiliza anumite servicii online prin supra încărcarea site-urilor cu trafic masiv din surse multiple, au transmis reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică prin intermediul unui comunicat. Atacurile sunt în mare de tip DDoS, dar prevăd și campanii de spear phishing împotriva factorilor de decizie și de execuție. Propagarea de ransomware, tentative de acces neautorizat la sisteme informatice sau atacuri de tip brute force, anunță DNSC. Ținte ale atacurilor cibernetice din țara noastră au fost în mare parte instituționale instituții guvernamentale, firme din sectorul energiei, transporturilor și sănătății, dar și organizații mass media. Până în prezent, atacurile nu au avut succes fiind contracarate de către specialiști IT și de securitate cibernetică ai organizațiilor afectate, cu sprijinul direct al autorităților cu competențe pe domeniul cyber. Autoritățile se așteaptă ca atacurile să continue și în perioada care urmează. Atacurile de dos cu care România s-a confruntat până la acest moment au fost masive, dar relativ rudimentare și nu au demonstrat capabilități tehnice ridicate din partea atacatorilor cibernetici. DNSC anticipează că atacurile de tip DDoS vor continua în mod sporadic și nediscriminatoriu, dar în majoritatea cazurilor acestea vor avea doar un impact limitat, au mai transmis reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică.